Da. Deci, era fost Valentine's Day. Fost duminică. Cel mai mare coșmar în viața lor, cărui mafiot pe lumea asta, care s-a născut el și a ajuns la maturitate cu păr pubian, este să pice Valentine's Day-ul duminică. Ce faci? Să știu. Deci nu e cum să scapi, e duminică. Unde ești? Poți unde? Te sună cine? La birou? N-ai cum. 24 de ore. Și te dedici ei. N-ai luat cadou, pleci după el. N-ai făcut rezervare la masă. Ai tot timpul. Totul este pe teroare. E duminică. Ai 24 de ore să dovedești că o iubești. Da. Așa că ieri... Deci eu acum verdictul ăsta îl fac fix din... real life experiences din jurul meu și mama a fost groază. Pentru că în jurul meu, ca și în jurul vostru, deci sunt numai mâncați, deci numai care au gen nevasta, știi, nevasta și ideea este că toți au două, trei gagici nebunilor, cât sex faceți un minut și a fost subtă, pentru că ideea este că în momentul în care e în cursul săptămânii, e birou, seara, whatever, e școala copiilor, e cu tare, mai scapi. Dar ieri a fost pe genul că a trebuit să se iasă pe interval. Cadou și la masă. Cuplurile care ies la masă în doi de Valentine's Day, el trebuie să o scoată pe ea la masă. El nu vrea. Nu vreau să ies niciodată, nu. De Valentine's Day, ce vreau eu. Se face doar pe ei. Nu, se face doar ce vrea amețita, pentru că el nu vrea să facă nimic. El nu vrea să sărbătorească acest cretinism. Totul se sărbătorește pentru o geantă, adică nu există altă. Deci fiți înțelegi. Deci atans. Deci ca să scap de vrăjeala asta, pur și simplu te impui. Deci nu se mai sărbătorește Valentine's Day, dă fata ăla sărbătorește până la 18 ani. Mi-a adus o inimioară așa pe care scrie numele ei. Ei și mă mănâncă ochiul de la email. Spuneați aici numele. Așa. Auzi, mă? Ies-mi de niște cașcaval ca să nu zic numele. E gata, mă, ce e asta? Dă-mi cașcaval. Ești de acord, da? De acord, pe ar plăti oricât. Și când o să dea bani ca să-i zic. Așa. Situația este că mai știu, domnule, mă, de Valentine's Day totul e cu inimioare și el îi aduce ei un buchet de trandafiri roșii în părmele și cu unul alb în mijloc, ce este țigănela țărănii asta. Ce înseamnă buchetul de flori roșu cu un trandafiraș alb în mijloc? Așa, un accent, știi, un accent? Deci ai scos trandafirul și îl bascui. Ce este? Bă, nici flori nu știi să luați, bă. Bun, mă descrieți, ia carnetul. Ia și tu carnetul, că ți-o dă-le la ăștia pe grup acum mesaj, că are tot un grup. Ați mai uitat și ceva, de ce ai primit acest mesaj, dacă vrei, știi? Adică are un grup și aia văd ce le scrie unul altuia? Nu văd. Oricum o să mă învăț o șmecherie pe care mi-a spus-o doamna producător, care cu faceți cu cadourile dacă aveți mai mulți mori. Așa, deci fii atent, la sfârșit. Așadar. Nu toți. Bun. Nu există pe globul pământesc. Este o invenție a unor țărani cocliți care nu știu care, unde, în ce țară s-a inventat. Nu există. Nu primești. Deci nu primești, adică arunci la ghenă. Primești ghenă. Ghenă. Nu există flori în cutii. Deci nu. Deci alea... cum ai zis, mă, că se numesc? Buchețaic? Nu știu, mă rog, buchețică, ceva.
Deci alea sunt niște flori în cutii. Bă, deci alea... Buchetino? Bă-ti. Sunt și în formă de inimă și colorate și roșii. Ce vrei tu să faci în cutie? Florile. Ghenă. Deci, atans la dănuța, da? Florile. Și aici o să deschid o acoladă și după aia o paranteză și după aia încă o paranteză. Pă flori, țăranilor, în primul rând, să facem un pic de educație, asta ar trebui la stilul ești tu, dar vă fac acum, că sunteți țărani cocliți. 99.9% dintre fătălăi, 99.9% rețineți, adică ca să înțelegeți și procentul de țărăneală și de proastă creștere. 99.9% lasă telefonul, fii atentă, că așa ai primit toate florile în viața ta. Anotezi? Bravo, notează. Notează, da. Stai, rubelotezi. Deci. Și acum, brusc întrebare, cum se oferă florile? Dumneavoastră că sunteți mai înetate. Buchetul, cum se oferă? Da. Cum îl oferi? Cum îl ții? În sus. Deci 99. Băi, cine credeți că lucrez eu? Băi, meltenilor, scrieți. Deci 99.9% dintre fătălăi oferă florile cu cotor. Deci el ține buchetul cu florile în jos. Există și ce i-ai dat un cotor? Ce i-ai dat? Ce-i dai? Ce-i dai? Iei niște morcovi. Și dă-i morcovi. Ce-i dai? Florile să țin așa. Astea sunt florile. Deci, aici vezi boschetul? Ok. Deci avem un boschet de flori, da? Ok. Florile să țin cu floarea în sus, că tu îi oferi ei florile. Ia florile astea. Unu, nu mergi cu florile în jos. Cretinii care merg cu florile așa. În jos. Ce este întâmplat? Ce este? Ce e ăla? Ce e asta? Ce este? Umbrela? Ce e? Florile să țin așa. Pe viață și așa se și oferă pe viață. Ok, meltenii? Bravo. Nu se oferă flori niciodată în viețulica asta și nu să cumpără, nu se trimit în cutici. Rezistă foarte mult, vișine, că se întâmplă, mă. Acolo un burete. Un burete? Ce dracu vrea să primesc, bă, flori băgate în burete? Ce e, bă, ăla? Ce? E pentru următoare? Ce? Cum adică rezistă mai mult? Și să pună acolo cu vitamine în burețel și... Este o țărăneală. Ce e aia? Florile stau în apă, superb, într-o vază, într-o aia, superb. Trebuie încadrate acolo unde stau, distanța, dreapta, stâng. Frumos. Da? Frumos. Nu le pui, vezi? Alo! Astea care puneți vazele pe jos, în caz. Nu există vază pusă pe jos. Nu se pun pe jos vaze. Nu. Florile sunt pe bas. În culp, ce ai? Frumos, sus, vază. Ok? Dacă ai dita mai, nu știu, whatever, ai un vas cât ăsta, ăsta de aici. Și ai aranjament de hol de hotel. N-ai tu casă atât de mare să ai aranjament de hol de hotel. Nu pui vază. Punem și pe jos așa niște vaze. Niște vaze pe jos? Dar niște ghivece pe trepte, mișto când urce așa pe scale. Ok? Să revenim la Valentine's Day. Deci, care primiți flori în cutie, le aruncați de la balcon direct, adică în secunda în care ți-a adus o orghenă, dacă stai la bloc acolo, stai nu știu ce, de ce lângă ușa de la casă, e ușa de la ghenă, pac, a plecat pe tobogan, ori pe balcon direct, pac, ai primit, te-ai aruncat pe balcon, nu știu, nu-i, fără explicații, fără explicații. Deci ăștia care vin cu flori, nu, că mai sunt unii care vin cu flori din săpun. Ce? Ce înseamnă flori din săpun? A primit și ea. Oh, leu! Ci că le pui așa în cădiță, așa și ele se topesc în timp și dau și un pic de miros și... Nu, deci asta este nu de prost gust, e... Mai bine ți-ai rățuști de alea, să faci cu băiță cu rățuși. Deci decât să ții... Deci florile de săpun și în cutie sunt ca și cum cineva îți dă o flegmă pe față. La fel, și ce Valentine's Day happy. E același lucru, e fix, este echivalent. Nu știu cum să vă explic ca să înțelegeți exact de prost gust e. Da? Nu există floring. Florile se oferă așa și doi, atans, că e mulți florari.
Deci pe piața din România există, credeți-mă, 2-3 maxim în toată țara, pe locul unui mezon, dar duc așa e viața. Pe aia mai sunt domnii de la domnul, adică mă rog, e unul singur de la Purple și sunt buchete superbe și la Iris, chiar sunt și etc. După părerea mea, eu sunt și subiectivă, nu că sunt subiectivă, dar consider că Alexandru este pe locul 1 indiscutabil. Vezi că ți-am zis că ești pe locul 1, deci trebuie să vezi cum evoluezi. Da? Așadar. Atans! Și cu buchetele de flori. Buchetele de flori din Florea Sortată, știi ce se întâmplă, mă? Deci, bă, mai pui și o floare a soarelui și orhidee în același buchet. Băi, fiți înțeleg artiștilor nebuni. Da? Florărilor. Nu există. Deci am spus care sunt aia care știu florile, da? Ok, pam. Restul sunt niște ok? Deci florile, acum fac verdict despre flori. Bă, dar eu știi ceva, eu nu mai vreau, gata, eu pun, se poate plăti pe YouTube? Se poate să știi și eu ceva pe YouTube, se poate? Cum? Să-mi bat picioarele, păi eu oricum nu fac niciun ban din crahatul, deci cum se poate? Că eu vreau să fac, păi ce e asta, eu fac educație muca la toți țăranii sau cum? Deci atans, țăranilor, deci fie aici. Când vă duceți voi și luați buchete artistice din astea făcute, deci artiști, deci în primul rând ca să știi să faci un buchet, trebuie să fii trăit superb all your life, să ai o experiență vastă în general, simț artistic imens, imaginație whatever și știință, da? Știință și... De ce? Pentru că florile pe care există într-un buchet, bă, ce fac acum eu? Deci eu predau asta? Deci florile alea care se pun într-un buchet, că de-aia fixez de... Ok? Că nu ascultați, ascultați. Deci florile alea care se pun împreună și a doua zi, patru dintre sortimentele de flori sau ofilit, se întâmplă pentru că ele nu au același regim. Știi? De-aia îngrijirea? Da. Știi și care le-a pus împreună e și nu știe. Și atunci tu ai buchetul la două ore, că din florea doi. Nu pui niciodată flori de câmp din câmpul din România, floarea soarelui, lângă draci, laci, orhideea japoneză, ți-o nu există așa ceva, ok? Deci ales niște țigănii țărănii. Ok, 2. Când îți alegi buchet de ăsta, du-te la cineva care știe să-l facă, că îl dai și mâine trebuie să scoată. La leaua, dracu, ce mai e, portaisea alea, trebuie să le scoată că s-au ofilit, s-au murit între timp, ok? Deci învățați să oferiți flori țăranilor. Bai! Să revenim la terori. V-am făcut educație pe flori. Cineva trebuie să sponsorizeze această bucățică de verdict. Păi eu trebuie să fac milioane de euro, bă, până acum. Din toate verdictele astea. Am educat drept o țară. Mai faci și cateric, că ce educat, ce tot boc. Paranteză și asta, poate o scoți să le opun să... Bă, fiți atenți aici, care e treaba cu YouTube-ul, ca să nu mai haliți, că ai versul vereți. Așadar, ochi și urechi. Restul oamenilor minte. Ok? Da. Deci, eu am un reach pe YouTube și niște views mult. Mult, 40 de milioane, cât avem? 30 de milioane, 40 de milioane, cât avem? Da? Cam așa, mă rog. 34 de milioane, 34 milioane views, ok? Hai să vă explice de multă, că eu n-am niciun secret, pe mine doare direct anal. Așa, deci situația este următoare. Din sute de astea de morți, de milioane, de miliarde, așa, Maria? Laura, ieși afară. Ați văzut cum vorbesc? Hop, ieși afară. De ce? Păi așa facem nepânturi, stăm pe afară prin frig. Așa, pentru regenerarea tegumentului, știi? Deci, atenție. Din vrăjeala asta, ca să nu mai citiți toate aberațiile pe care vi le dau ăștia pe net, toți scriu că să fac 10.000 de euro și vrăjeală. Nu există așa ceva. Google te plătește un rahat. Bine, eu sunt în situația asta că nu fare clare, atans. Deci eu vorbesc din ce-ți dă pentru așa. Deci, faci un. Deci rețineți, eu am 34 de milioane de views, da? Ok. Deci eu fac sute de mii pe zi. Deci, în secundă am pus verdict, am făcut 200 de mii. 300 de mii, 500 de mii, acum avem 600 de mii, nu cred că avem de vineri. Ok, da? Atenție, uitați-vă.
nu se face niciun cașcaval. Adică faci cașcavalul, mă rog, ăștia poate care să trag ei cu telefonul și pun direct fără să aibă niciun cost. Dar tu dacă vrei lumine, astea, hap, țap, Hollywood, whatever, și să așa și cu aia pusă jos, ce trebuie mai facem noi, atâta? Nu? Noi nu montăm atât, adică în sensul că cine pune, mă rog, filmulețul, că eu trag lanța, adică o să auziți că le-am dat pe astea fără din aici, de-astea. Așa, deci atât, doar că nu montez ca să fie flow. Banii care să fac din asta, rețineți câte views am eu, da? Ok? Sunt la modul câteva mii sub 5. Rețineți, minuscul, nimic, un care te costă de fapt să produci asta. Adică e părere, înainte ducem de acasă și acum nu mai aduc acasă. Deci nu se face niciun leu, zero. Cei care fac cașcaval din views, ori au 20 de milioane de views pe episod, sau 2 milioane, sau 5 milioane, sau whatever, și fac din asta, sau fac, și mă rog, au dreptul de proprietate pe ceea ce, și pe canalul lor și etc., că la muzică e mai complex, la aia e mai, nu contează. Fac din reclame, ok? Deci fac din reclame care, mă rog, sunt ca la influencer, dau așa. Ca să închidem și paranteza cu câștigurile și cu caii verzi pe pereți care vi le spun vouă toate amețitele și cretinii din presă. Așa, să continuăm, deci, pe teroare. Așadar, deci a fost Valentine's Day, ieri m-am făcut educație cu florile, moca și asta, moca și totul moca, nimeni nu vă dă moca, mă, decât eu. Așa, deci, a fost duminică, bă, știți ce înseamnă, și am avut, și m-am sunat, mă rog, ce am băi, că e groasă. De ce? M-am sunat vineri. Băi, groasă rău de tot, deci duminică e Valentine's Day. Așa, și pe groasă, de ce fac? Zic, nu știu, pe ce fac, că am pe mica mea, mă? O am pe aia mică și să plângă, îți dai seama că whatever, și am o pe nevastă, știi, și am pus-o, deci eu nu știu cum să zic, că să mă duc seara, deci n-am cum să mă duc seara, că deci cu aia mica mea și trebuie să mă duc, deci seara e cu nevastă, ca să înțelegeți amețitor, da, deci am făcut în doi, seara în doi, de bine, este doar pe telefon. Bă, ăștia cu restaurante care faceți pentru Valentine's Day, interziți cu telefoanele, bă, băiatule, că ea nu vorbesc, deci auzi, mergem la tine de Valentine's Day, mă scoate el de Valentine's Day, vezi că la prânz a fost cu aia mică. Când a plecat el la mall și când ți-a zis ție că a plecat la mall să ia cadou ție. Deci noi la sâmbătă. Așa, deci el a plecat duminică la prânz, bă, știi cât i-a căutat cadou? Vreo 4 ore. A căutat, dar și știi ce s-a întâmplat când a venit înapoi. Așa. Așa. Când a venit, nu a găsit nimic, bă, ca lumea. Știi că e în poste, e o măiguriță, e un post ce-au ție, adică nu am găsit ceva acolo, știi ce o să facem până că m-am și enervat cât am stat la mult și o să mergem când plecăm noi afară, știi, când ori dau ăștia drumul și să-ți iau ceva care e pe gustul tău și la nivelul tău. Care nivel? La nivel, îți iau ție orice așa, de momentul pe 4 ore. Doar că amețita aia găsi cadou, știi, lua aia, pentru că ele caută. Deci atenție, atans. Niciodată nu urci cadou acasă. Cum ți iei cadou lua amantă ta, îl ascunzi acasă? Păi între chiloți, unde-l băgați, nebunilor? Auzi și asta, și că să-l bagi la roata de rezervă în portbagaj. Deci căutați la roata de rezervă acum, ce să vă zic, că zic la coada, la roata de rezervă. Deci se bagă și la roata de rezervă. Dar bine că nu-l bagi la bujie acolo, unde dracu să-l bagi, nu. Îl ții la alt fătălău ca să-l ia pe ăla, înțeles? Deci tu îl dai lui ăla al tău, știi? Bă, ține și mie ăsta lui aia mica mea, i-am luat frumos ceas alea, geantă. Știi? Și ține-l tu la tine, știi? Și-l găsește cineva să-l lua, ăla zice că el calcuie ăsta, iar bă, nu, că chiar așa sunt. Și ea a căutat toată săptămâna, ele toate caută ca niște ciori, stau așa și caută toată săptămâna până găsesc. Și când găsesc, când primesc, nu primesc ce-au găsit, aia-i treaba, știi ce-i acolo, ce-a fost? Ei, era lui Giorgel ăsta, lui fraierul ăsta, că ori, știi tu, s-a ascuns pentru nevastă, după aia o sună pe aia și o întreabă. Auzi, tu ai primit o geantă Chanel? De Valentine's Day? Nu prea vrea ea să o întrebe, de ce? Că ele sunt la concurență, amețitele. Sărăciile astea sunt la concurență, ai înțeles? Și așteaptă, și așteaptă să vadă ce aduc ce fraier. Că trebuie să dea raportul ăla aici. Și dacă îi aduce de c***, inventează.
Ce să zic, băi, deci nu înțelegi ce mi-a luat. Deci eu plecam în Maldive. Da, mi-a luat asta. Flori, totuși aia, nu-i problemă, își comand. Cum? El, tot ce vedeți pe Instagram, 90% sunt comandate de ele pentru el. Păi eu nu trimite nici drept cu flori, tine, el își comandă el. Deci flori mi-a dat, mamă, deci de, oricum e disperat după mine. Deci știi, pentru că i-am zis că plec. Unde pleci? Unde că ai auzit sunetul ăsta? Asta? Sunt mațele de foame. Nu pleci nicăieri, nu pleci. Nu, că n-ai unde să pleci, știi? Și băi, i-am zis, știi, am băgat și am zis că măcar și, băi, deci florele, plecăm în mare, pac, geam, tot. Și, băi, mi-a luat și ceasul la care, mai ți-am zis, care ți-am arătat eu la mișto de la cartier, da, dar n-a ajuns încă, ajunge în 2-3 zile, să fac ani. Din 2-3 zile sunt și cu trătul, am zis cu vama acum, acum, nu mai ajunge. Deci asta trebuie să o băgați acum, deci fiți înțice, ca să scăpați, da? Uite ce ți-am comandat, uite, asta, mamă, n-a ajuns, deci vama, l-a oprit în vamă, cauți cu Brexit-ul, știi? Și cu asta, cu o cu astea, it's over, să puneți bip pe ca să nu ne blocheze video. Deci dacă spui boala lui Calache, îți blochează video pe YouTube, atât am obdezi. Da, bă, știi care e treaba? Deci ți-am comandat, ți-am luat ăsta, ți-am luat ăsta și nou BMW. Și, dar nu mă ocuște cum să-l aduc în Germania. Din cauza că e cu vama și cu astea, știi, și trebuie să stăm să termine. Dar-i comandăm el tău, e ca și al tău, adică uite, astea sunt pozele, stai cu el. Și, dar vine până cum în octombrie, noiembrie aici, știi, că nu ne lasă ăștia acum să aducem, știi, asta. Avansul, vezi că avansul a dat. Unde e? Arată totdeauna și chitanță. Deci cereți chitanță, totdeauna. Păi ce să comandă, păi ce să vă vedeți? Chitanța toată, să vedem plata, cum a fost făcut transferul. Transferul direct, efectiv, chitanță. Deci să se arate frumos. Mă, și știți, se întâmplă acum ei, deci totul este despre ele, de Valentine's Day și ele toate se, băi, se îmbracă în roșu. Bă, eu n-am luat material roșu. Mi-a sărit tot birou în cap. Aleu! Se cer, bă, nu mai vreau să aud. Bă, sunteți spălate pe creier. Eu n-am luat material roșu anul ăsta. N-am luat de Crăciun, acum mi-a luat cu japca. Au comandat cu japca pentru flying. Asta e paranteză, roșu, că eu n-am comandat de un an. Ăsta e al treilea sezon. Nu, n-am comandat. Toată! Ca să vă duc de aia n-am comandat. Deci, toate se îmbracă de Valentine's Day în roșu. De ce? Taci, drag, culoarea iubirii, a ciclului. Care iubire? Iarăși stric pe cineva, deci ca să înțelegi că nu se mai... Laura! Vreau și eu o cola. Uite-mă câtă reclamă am putea să facem, să luăm cașcaval. Așa. Ocupă-te, dracu, de producție, să vină ăștia de la Rolls-Royce, de la ăștia, să dea cașcaval, să le arătăm la ăștia bani. Așa. Fă un anunț să sune pe telefonul ăla al nostru ca să vorbesc cu ei, să sune sponsorii, să ne dea bani. Nu vreau mărși. Nu, niciodată. Ce să cumpere? Păi ce bani să-mi dea mămii ăștia? Adică câți bani? Păi cum? Păi eu vreau 100.000 pe minut. Vreau 100.000 de euro pe minut, ca să vă zic aia. Așa. Trebuie de săraci. Mulțumesc, pui. Asta a fost mâna lui Laura, care a comandat material roșu cu japca. S-au unit ele toate într-o seară și au zis, bă, comandăm, că nu o să aibă ce să zică, ce o să zică, o să-l arunce. Nu, o să vi-l tai din salariu. Băi, o să vă tai ăla roșu din salariu, materialul. Pur și simplu. Dar știi ce am făcut? Hai că stăm cu ce verdict. Știi ce am făcut? Acum, în asta care vine de vară, își face fiecare face câte o rochie, cum vrea ea, mă rog, le desenez și, adică ele îmi zic cum vor, am făcut una. Adriana a făcut. Și își fac fiecare și să vedem dacă concurența e a căreia se vinde, a cărui model, știi? Da, să păcăt. Vreau și eu să fac un model. Roșu. Îi place cel mai mult roșu. Și își pune ele chiloții roșii. Bă, fii atent. Hai să vă învețe de nuța teroare, tată.
Voi sunteți slab și voi și ei. Ce vor, ce se întâmplă? Deci. Normal că am transpirat, m-au luat transpirațiile, că m-am mânecat, deci. N-am, atans. Uite așa mă urmăresc. Deci, ideea este următoarea. Haide să vă învăț eu cu teroarea, că ce am auzit eu de ieri până azi e zero. N-aveți talent. Nu aveți talent. Nu să faci așa. Deci, în primul rând, l-ai luat pe fătălău. Nu mă dai, e serios. Mă dorem cu... Deci, obligatoriu trebuie să se tatueze deasupra râmei cu numele tău. Deci, nu se mai poate. O mai vede cineva? Și dacă o vede, te vede acolo, trecută, frumos. Georgian. Nu? A sărit imediat. Ce idee, nu? Vezi că la tine te satuze vreo 10. Zi. Nu, nu inițial. No, nu, nu e repede să scape. Ce inițial? Pințele poți fi de la orice. Salam săsesc. Nu. Deci tu pui frumos numele. Cristina. Georgiana. Mare. De Valentine's Day ce vrei? Asta o să te părăsesc. Marș. Direct. De Valentine's Day te razi inimioara la râm. Frumos inima, frumos făcută, mamă, pac, cu fileu, deci la barbershop, pac, ți-ai făcut inima, pac, cu vopsești roșu. Bă, numai de-astea cereți, ați înțeles? Bă, ăsta-i cu vădătat. Ce o să facă, mă? O să ducă la aia mica lui cu inima roșie vopsită? Ce-i asta? O să trebuie să zic că e pentru ea, dă-i seama. Deci voi gândiți teroare, 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 păpâine. Păpâine asta înseamnă. Hai, iubitule, să mergem să ne tatuăm împreună. Eu numele, da, numele meu. Și eu zic că nu, că el e serios. Păi nu, că nu se vede, că ți-l faci în chiloții. Cine vede în chiloții? Ce? Te controlează la birou ăștia în chiloți? Nu. În chiloți mare, tatu, frumos. Litere mari, negru. Da, tatuaj adevărat. Nu, ăsta. Frumos, pe cerneal. Numele e frumos, tată. Asta e teroare. Ce faceți voi cu aia că mi-a dus flori, că aia cu tare la menință să mai iau o vacanță? Frâșer, nu e, nu. Trebuie ceva permanent. Traumele trebuie făcute permanent. Deci permanent, trebuie să mână, deci permanent. Bă, și dacă ți și îl șterge, crapă până îl șterge, bă, ești nebună, deci trebuie să te ardă cu flacăra, că la vaci, că nu sunt ștanțate alea. Direct, tu îl pui să se tatueze la râmă, tată. Deasupra râmei frumos, numele tău mare. Nu pe tine te iubești? Nu ești tu viața lui și zarele lui, au loc. Asta este teroarea care trebuie aplicată. Direct. Mergem să ne tatuăm. Hai să ne tatuăm numele aici pe ăsta, pe lasă diamantele. Ce mă? Lasă, ne tatuăm aici numele. Cristina Georgel. Tu pe el, el pe tine. Că tu pe el te vrei el pe tine, că tu mai pui un inel, un ăla. El direct, aici, uite aici, numele, frumos. Ori asta, tati, ori asta, săracule, ori ai luat catarul, tata. Nu vrei să te tatuezi? Mai ai două, trei de alea mici? Da? Foarte frumos. Atunci o cumperi cataroiul. Ori cumperi cataroiul, ori te tatua numele mare de tot negru aici. Asta înseamnă terore de Valentine's Day. Ce? Valentine's Day? Vine Valentine's Day? Acum mai până la anul, că trebuie să vă zic asta înainte. Ce mă? Ci că de-aia că sunt unii sensibili care ci că vin cu un tort și se duc, caută 3-4 ore. Știi, au fost să caute, au rupt orașul. Și până, bă, nu i-au găsit nimic ceva, cred, bă, de calitate, știi? Să-i, plus că e foarte supărăcios, să știi, că nu-i convine când îi aduce el doar un parfum, știi? Și atunci el i-a luat un tort mișto de tot de la Ana, în formă de inimă. Ce mă? Un tort? Pe față direct. Adică deschis ușa, punga se desface pe pragul de la ușă, deci nu stai să intrăm, nu intrăm nicăieri, nu ne facem comod. Stai acolo, stai acolo frumos, pac, ai văzut că e tort, l-ai luat, pac, e repede. Direct, nu, cu un tort? Deci la măta cu tort, mă. La mătă, vezi că i-a căzut, ce mie, poate te ține pe acasă, pe cameră, de Valentine's Day. Ele care sunt brigăzi, știi, de Valentine's Day, ele sâmbătă au fost, știi, au fost afară de Valentine's Day, foarte mișto să agațe, știi. Și s-au îmbrăcat în roșu, tăte, like, so beautiful, yes, and with rouge, și au, până la urmă, știi, s-au gândit-o la ăla care e cu nevasta și data viitoare, știi, la anul, că la anul pică luni. Luni, ok. Bye!